ce ai, mă, omule? Că-i falsă, mă. E falsă. Păi dacă spui că tipar de bărbat și eu nu... Bă, omule, ți-a... Bă, Ricardo, ți-a dat exemplu și ai folosit un cuvânt foarte urât în condițiile în care eu încerc aici să fac pe toată lumea să creadă, adică încerc să fac, încerc să le spun cum îi treaba, de fapt, mă, pe tine și pe care o mai zis. Și tu vii și începi cu de-astea, tot ești falsă, ea. Ești de-alea, bă, dar-i frumos, dar nu-i frumos. Dar nu-i frumos, nu ai un pic de respect față de mine. Nu te mai băga în discuțiile care n-ai nicio legătură. Nu, ce vorbești tu, ce vorbim noi. Unde vreau eu și cât am eu chef, atâta timp cât tu mă ataci pe mine și vorbești urât, da? Unde-i Mariana, mă, cât așa? Și te-am atacat eu pe tine, mă, în discuția. Bă, dar eu, suntem toți nebuni, proști aici, în casa asta și ne dăm seama. Bă, dar n-ai zis mai devreme că-s falsă, că ți-am dat un căr*** de exemplu. Ai zis dacă e cum spui tu, poate ești falsă. Nu ai zis dacă poate și dacă și parcă să dădeau pe barcă. Păi dacă eu spun că am un tipar de femeie și tu nu te încadrezi în tiparul meu de femeie, ce înseamnă? Eu am... Că nu te încadrezi. Am zis... Spune-i, mă, că nu se încadrează. Și eu am început, doar să crezi băgat aia. Nu s-a exprimat bine. Păi asta era ideea, că nu se încadrează în tiparul tău. Am dat un exemplu, omule, sunteți nebucat! Manu! Păi, dar i-am dat un exemplu! Manu! Nu te-ai exprimat bine, măi! Manu, nu te-ai exprimat bine! Manuela, tu puteai să zici așa. Eu poate am un tipar de bărbați, dar de la tiparul ăla de bărbați am evoluat la tine. Nu chiar așa. Auzi? Tu puteai să asta, zici, exact, da. Eu am un tipar de bărbați, dar de la tiparul ăla de bărbați eu am evoluat la tine. Hăț. Altceva. N-a sunat așa chiar așa, e, dar asta ai vrut tu să auzi, dar nu asta a vrut, nu asta altceva ai vrut așa, să auzi. Dacă ai fi spus asta, așa. Deja am zis ca pe un exemplu. Înțelegi sau nu înțelegi? Nu, partea cu falsă n-ai zis-o ca pe un exemplu și nici ca pe o glumă, și nici ca pe... Manuela, Manuela, încearcă să-i explici din nou, dar cu alt exemplu, că poate am înțeles toți greșit, serios. Pe toți am înțeles greșit, Manuela. Dar n-a fost o greșeală, mă, nene, a spus ce... Manu, spune exact aceeași idee, dar dă alt exemplu, că poate e altfel. Cred că o zi la început, tu spui adevărul. Ce adevăr, mă, ce cum. Tu nu ai fi în tiparul meu. Ca și dacă erau la emisiune și era pe stradă, nu l-ar fi băgat. Nu e adevărat! Poate mie, poate eu până acum am avut un iubit care avea 1,60 m, da? În momentul de față, nu înseamnă că ăla e genul meu, tiparul meu în viața asta, bărbații de 1,60 m. Nu știu. Nu știi, păi stai. Dar nu m-am exprimat bine, ok? Reluăm, cat. Bagă. Eu chiar sunt curios, serios. Exact asta ai spus. Că nu e tipar tot de bărbat, dar ai făcut o excepție. Bă, stai, încerci și cu ăștia alții. Bă, nu, tipar, deci ce înțelegeți voi prin tipar ca de bărbat? Ca și cum mie îmi plac numai blondele. Ai. Deci ție îți plac numai brunetele agresive. Înțelegi? Care să muște. Bun, ție îți plac numai brunetele agresive. No, bine, acum tu ai întâlnit o blondă. Bă, mă lași să vorbesc sau faci Caterinca și tu vorbești singur într-o pungă. Stai cum ai târziu. Serios, acum mă enervez. Dar îmi dai n*** deja. Pentru că ești. Haide, spune. Lămurește-mă, serios, că eu asta cred. Asta cred toți. Bă, poate până în momentul de față, tu ai avut numai gagic. Care a fost genul tău? Luăm altfel, până acum. Serios. Lasă-mă, nu mai mă întreba. Ascultă-mă. Poate până în momentul de față, tu ai avut numai gagici brunete. Dar de ce mă dai exemplu pe mine? Dă-te pe tine. Lasă că te dau pe tine. N-ai de ce. A dansat Manuela cu Jador și el cu Roxana. Și el a pus mâna pe fundul Roxana în fața Manuelei. Eu dacă eram cu cineva și era relația mea și o săptămână, nu mă păcam în viața mea cu persoana aia. Eu nu știu dacă i-a văzut faza ca... Cum a văzut? Că eu am văzut ceva de aici. S-a uitat direct ochi în ochi a fost. Și am întrebat și a văzut. Da, mă, și mi-a zis că exagerez. Vezi, a văzut. Acum să mai stai cu cineva când face ceva. Eu nu aș mai sta în viața mea. De ce am făcut? I-a pus mâine pe fund. Se pare normal așa? Nu e normal, dar între noi oricum era răcit. Și atunci vă mai certați dacă oricum era răcit și oricum îi pun apă funul alta și îi pune mâna pe așa lui Jador, gen. Așa puneți problema de să mor, eu zici că am făcut, nu știu, am omorât pe cineva. Dacă vorbeai cu orice alt bărbat, nu era nicio problemă din punctul meu de vedere. Că ai vorbit cu fostul, e cel mai greu. Crede-mă. Și să-i mai ceri și anumite păreri despre relația ta. E ca și cum tu găsești refugiu. Găsești refugiu în el. Și tu, în orice moment al relației tale cu Ricardo, când te simți un pic mai supărat, te mai lovită, tu te duci la refugiu, știi? Adică eu aș trăi tot timpul cu frica asta, bă, dar când e supărată, poate îl sună, poate să vede cu el, știi? Să zic așa... Da, chiar... Și poate ți-o zic, ca să te faci să înțelegi că nu-i bine pe viitor, chiar să nu mai faci chestia asta. E destul de deșteaptă. Eu știu că n-ai făcut-o intenționat sau n-ai făcut-o cu gânduri nu știu de care, dar a fost o mișcare greșită.
îi plăcea, îi plăcea de mine, dar știa că ea pică foarte bine în emisiune dacă sare pe ăsta că ai fost tu ei. Și eu mai avut și o relație înainte. Că exact asta mi-a mie. Nu e, să nu părea zici, falsă, frate. Că eu mai avut relații și nu știu da, ce. Nu părea falsă. Niciodată. Și ea a zis. Da, mă, dar nu părea falsă, gen. Nu părea... Păi acum a părut fals când a venit la Ricardo și a zis că hai să vezi, am aflat despre Manuela. Da, i-am citit-o din prima. Păi mă, că era hotărâtă femeia. I-am citit-o din prima. Dacă afli ceva din Manuela, cer tu, băi, să intri să zici deodată. Nu, frate, aștepți când iese primul conflict și ai lovit. Ceva, Roxano? Bine, Iancule, auzeam ce vorbeați voi acolo, aveți dreptate. Adică tu, Bogdan, că tu chiar ești la fel ca mine. Dar nu-i tot ca și cum e ceva de bine. Îți băteam și noi ce avem în comun. Ai auzit? Poftim? N-am zis-o ca și cum e ceva de bine câți ca tine. Amintirile mă răsoresc. Cum să fie de bine? Păi ideea e că gemenii știu tu foarte bine că sunt spontani. Și ei niciodată o să gândească, oare ce o să se întâmple dacă fac asta? Și poate la un moment dat este prea târziu și am făcut multe greșeli, poate a fost prea târziu să mai repar. O să fii spontan, dar na, într-o relație când... Da, ia, cu ce zodie ești tu, că am și uitat. Trebuie să ții conștiu de persoana aia, nu? Poftim? Într-o relație, da, așa. Deci într-o relație trebuie să ții cont de persoana cu da, care dar la nu? Început n-ai cum să ai pretenția. Auzi, dar tu ai ținut cont, Iancu? Plângi. Când? Când te-ai pupat? Când te-ai pupat afară? Când o să am o relație serioasă. Bine, a, păi așa zic, acum da. N-am avut relație. Bine, n-am avut, tocmai asta și n-a avut. A fost o joacă, înțelegi? Dar măcar să ai, că, dar auzi, trebuie ai tot timpul din lume, că ai câți ani are, 20 sau 21? O să țin cont, să știi. Ai 20, ai de învățat o grămadă, îți dai seama. Și măcar să nu mai faci greșelile pe care le-ai făcut, măcar atât. Păi eu încerc să mi le repar, dar nu știu care au făcut greșeli mai grave, eu sau tu. Dar stai că n-am zis eu că ai făcut tu sau am făcut eu, am zis pentru tine, pentru viitorul tău. Ce te atace așa? Da, mersi, tine? Mersi pentru sfaturi. N-am zis nimic rău. Pe sfaturi ești forță, pe practică mai greu. Care e bună la sfaturi, dar... Da. Păi hello, la vorba. Ce faci tu, mi-e vorba? Păi și tu erai bun pe sfaturi, dar de fapt făcea altceva afară. Practica. Practica era mai bună la tine, nu? Că te pupai cu altceva. Păi eu sunt pe practică, nu sunt pe teorie. Păi da. Ba nu, și la o teorie. Și la teorie ești practică, bun. Și la teorie ești bun, că dai din papagal. Ești bun și la teorie, nu minți. Nu minți că dai și din papagal. Păi sunt bun, sunt bun când e cazul. Să minți, da. Bravo. Cu ce? La vrăjeală. Te-am mințit pe tine cu ceva? Sau ce? Da. Cu ce? Eram în emisiune împreună și te sărutam cu alta. Cum facem? Păi și nu ți-am zis. Când mi-ai zis, mă, după aia că s-a deschis subiectul nei emisiune? Zis, Bianca, auzi, Bianca a zis. Ne. Uite cum tu. Bianca, Mariana. Mă, eu am zis. Tu ai zis. N-ai zis tu primul. S-a aflat de asta și după aia ai zis și tu, a recunoscut că s-a aflat. Nu s-a aflat, eu am zis. El a zis. Eu am zis. S-o dea de mânt eu la ipită să fă sigur dacă ai zis. Am zis și la emisiune de față cu toată lumea, gen că da, bă, așa, am făcut-o. Ai zis, da, mă, zic, acum recunosc că așa a fost. Bianca mi-a zis că el nu recunosc. Da, mă, sunt întâmplat și... Am greșit și eu, dar cine greșește, ai greșit și tu, greșeala se plătește. Eu chiar vorbeam cu băieții Roxana și ziceam că te văd oarecum schimbat în bine sezonul ăsta. Măcar nu mai vorbesc urât, măi. Și asta. Deocamdată. Măcar vorbesc... Și ce crezi, mă? Lasă că corectez singură. Asta e, măcar vorbești corect. La greșelile pe care le fac. Ia auzi, bă, pe care. Folosește și pe care. Pe care! Da. Voiam, nu vreau. Bogdanu-i, dar am învățat ceva de la tine. Vedere gramatical. Am învățat ceva bun de la tine. De la mine. Auzi, Iancule. Ai uitat să o treci pe aia. Nu, n-aud. Dacă vorbește Mariana, n-aud. Ce... Ai uitat să o treci pe aia cu voiam și voiam. Păi acum o să spun voiam. Da, Bibi. Bianca, da, ce vă învățați voi doi, mă? E bine. De la... Iancule. Persoana pe care o întâlnesc. Mai zi, ai ceva de învățat. Bianca, pentru tine. Poftim? Ce vreau să zic, ai zis de mine, că eu sunt mai rău decât înainte. Poate pentru tine. Da, mi așa mi se pare că ești pentru tine, da. Ești mai plictisită, ești mai rece, așa, nu prea ai chef de viață. Erai mai zâmbitoare. Oare să-i scot eu tot cheful din viață, de viață? Da, chiar, nu. Eu ți-am zis cum te văd, Bianca, dar nu zici că ești mai rea. O obosească Livian în... Bianca, nu zici că ești mai rea, o zici că ești schimbat la modul că nu mai e aceeași... E schimbat în... În sensul rău. Nu știu, frate, mi așa mi se pare Bianca mai schimbată, mai plictisită, așa, mai nu știu. Plictisită cu restul. Într-adevăr, a, poate, da, poate adevărat așa. E iubitul meu și eu vreau să-l fac pe el fericit și să zâmbesc. Foarte bine. Înseamnă că toți avem nevoie de iubite ca și tine. Păi asta e problema! Asta e problema! Dar ce ai făcut Liviane? Bă, da, bă ce a făcut Liviane, Bianca? O fată că e fericită într-o relație, fericită Liviane, ce ai făcut, fratele meu? Ricardo, nu mi-a făcut nimic Liviane, eu așa sunt eu. Nimic. Bă. N-am văzut nu noi, primul sezon n-am văzut asta. E de altă părere, a? Nu mai văzut. Bianca, hai să zic nu, ceva. Noi n-am văzut asta primul sezon. Ricardo, știi ce mai bun exemplu? Găsești o piatră. Stai un pic. Stai că avem filozoful. Oh, că asta vreau să o aud. Găsești o piatră.
Tu te uiți la piatra aia, vezi că e o piatră. Dar dacă vine altul, tu o lași jos, vine altul și e un flefuitor de la un șmirgel. Bang, bang, e diamantul. Înțelegi? Bă, las-o. Șlefuiești un pic ca să faci aptitudine de ea. Deci, asta ai făcut tu. Am șlefuit-o până am scos tăti aptitudine. Atribuția să-ți o mânc. Și da, eu așa am fost întotdeauna, Ricardo. Da? Ia să dai și mie un șmingher să dau și eu pe Manuela, mă. Să dai și mie un șmingher să dau la Manuela un pic acolo. Să văd. De altă ciocan, credem că ai... N-am teorii de astea. Manuela, vezi că iau șmingher acolo de afară. Stai, măi, Ricardo, că n-aud. Eu am un exemplu concret pentru tine. O să iau șmingher. Când a venit eu în casă și erai cu Bobicioiu, părea că ești foarte fericită cu Bobicioiu, foarte fericită. Dar în același timp, și glumeai cu toată lumea și erai în largul tău. Ia ce o echipă. Să ne certam, să ducea să pupe pe Simona. Am fost la date, după ce am coborât din mașină, Simona a coborât mai în față. A fost după. S-a sărutat. Erați voi doi. Care Simona? Păi atunci când după. Erați bine când am venit eu. Brăboveanu? Da. Cu cine s-a sărutat? Și nuntă, dacă nu s-a sărutat, a vrut să se sărute. A vrut el să o sărute, dar ea l-a refuzat. Bună. Dar Simona asta a fost după ce s-a întâmplat, ce știu eu, cu Oianu, cu ce ați mai avut voi pe aici. Când am fost noi priată împreună? Tu nu erai în casă când am intrat eu, știu că... Era bine, frumos, am făcut și nuntă. Noi nici nu aveam treabă atunci la început. V-ați pupat? Măi, omule, nu, e chiar așa. Da, eu asta am observat, poate eu observ greșit, cine știe. Într-o ăla îmi trebuie șpaclu. Da. Ce? Îi trebuie șpaclu la tine. Îi trebuie șpaclu pentru ăla.